darurile vulturului. Un țar, fiind la vânătoare, tocmai se pregătea să împuște un vultur, când acesta îi spuse: "Nu mă omorâ! Ține-mă alături de tine timp de 3 ani și nu-ți va părea rău." Țarul se miră foarte tare, dar nu a vrut să creadă pasărea și o luă din nou în ținta puștii. Dar vulturul îi imploră din nou și, de data asta, făcându-i se milă de el, îl lăsă în viață luându-l alături de el. Vulturul îi mâncă toate oile și vitele, așa că domnitorul rămase fără șeptel și apoi trebuie să-și vândă toate bunurile pentru a putea hrăni pasărea. Dar își ținu promisiunea făcută timp de 3 ani, cu toate că sărăcii. După ce trecură cei 3 ani, vulturul îl luă în spinare pe țar și se înălță cu el în înalturile cerului. Țarul se gândi: "Nu mai am nimic acum, nu mai am ce pierde." Vulturul, citind gândurile, s-a gândit să-i dea ultima lecție și astfel, din înaltul cerului, s-a lăsat în picaj până deasupra mării. Țarului se făcu foarte frică să nu cadă în apa adâncă și să se nece. Și-a dat seama că încă mai avea cel mai important lucru, viața. Atunci vulturul îl duse din nou pe uscat. "Te-am învățat cum trebuie să îți ții promisiunile și cum să fii mărinimos," spuse. "Acum te-am învățat cât de valoroasă este viața, ce înseamnă și frica de moarte. Așa că de acum încolo nu mai e nevoie de mine." Pasărea își luă zborul, iar țarul, cu cele învățate de la vultur, deveni un domnitor bun, cel mai bun din lume.